Bună seara din nou la Teologia în Actualitate, o nouă emisiune, o nouă temă și invitat special cu care în seara aceasta doresc să discut o temă interesantă. După cum am spus în emisiunile precedente, am realizat un proiect de cercetare pe tema Biserica Online, analize și perspective. Proiect care a avut rezultate interesante. Unul dintre elementele care au fost aduse înaintea noastră a fost faptul că biserica ar putea să folosească mediul online pentru evangelizare. De aceea mi s-a părut ca o temă importantă să fie discutată într-o emisiune ca și aceasta, să fie tocmai biserica și evangelizarea în mediul online. În seara aceasta discut cu doi pastori cu inimă de evangheliști, deși fiecare pastor ar trebui să aibă o inimă de evangheliști și noi toți ar trebui să avem acea inimă pe care Dumnezeu vrea să o avem, adică plină de dragoste pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu sunt oameni care să-L urmeze în totalitate pe El. Vorbim în seara aceasta cu pastorul Daniel Cociuba, este și directorul EE România și o să ne spună imediat ce înseamnă lucrul acesta. Bună seara, bine ați venit la emisiune! Bună seara, bine v-am găsit! Și pastorul Raul Costea este un om cu inimă pentru evangelizare, un adevărat misionar. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! În seara aceasta dorim să pășim cumva în experiența pe care o aveți deja, legat de evangelizare în mediul online. Dar înainte de a intra în subiect, aș vrea să vă întreb pe scurt ce face EE România și Daniel Cociuba ne va răspunde la această întrebare. Ce este acest EE România? Poate unii nu știu, alții poate au uitat, sper că nu, despre EE România. Vine de la evangelizare explozivă, și oarecum în ultima vreme am spus evangelizare și edificare, și noi ca și organizație, ca și echipă care suntem pasionați de această lucrare a Domnului Iisus Hristos, mandatul acesta de a merge toată lumea și a vesti Evanghelia și a face ucenici care se multiplică, avem ca scop principal echiparea fiecărei națiuni, a fiecărui grup de vârstă, a fiecărui grup etnic, pentru a fi în stare să împărtășească la fiecare persoană. Și vrem să-L glorificăm pe Dumnezeu prin echiparea bisericii locale și a membrilor, ca să se multiplice din punct de vedere spiritual, creând o relație de prietenie cu cei din jurul lor, cu cei din cercul de influență și până la marginile pământului, învățând să prezinte Evanghelia personal pe nevoia fiecărui om din cercul de influență și, cum am spus, și la toți cât e posibil, apoi, auzind Evanghelia, să o înțeleagă și Dumnezeu să provoace credința în inima și în viața lor, ca mai apoi să iau o decizie pentru el și tot Dumnezeu îi naște din nou, după care îi echipăm pe credincioși să fie capabili să-i integreze în biserica locală pentru a avea parte de o creștere sănătoasă care duce la multiplicare. Deci, în mare, EE România își dorește să echipeze credincioși din fiecare biserică, de toate vârstele, din toată lumea, de toate etniile, ca să poată să împărtășească Evanghelia la fiecare persoană și în felul acesta considerăm că credincioșii, fiind cheia și forța puternică pentru evangelizarea lumii, trebuie să investim, să echipăm, să-i ajutăm să evangelizeze, să împărtășească credința într-un mod cât mai eficient, cu entuziasm, cu impact și să se bucure, bineînțeles, împreună cu cerul de rezultate și de roade. Mulțumim să împărtășească Evanghelia la toți și în seara aceasta vom discuta dacă și prin orice mijloc sau prin mijloace diferite și ne vom uita la mediul online. Pastorul Raul Costea este împreună cu noi și aș vrea să vă întreb, știu că ați făcut un pas
dinspre Ardeal spre Oltenia. V-ați mutat în Oltenia și acolo aveți o lucrare frumoasă. Ce ați putea să ne spuneți despre această acțiune misionară, de fapt, pe care ați făcut-o, lăsând Ardealul și mutându-vă în Oltenia pentru a sluji pe Dumnezeu acolo? Da, cred că Dumnezeu a plasat în mine ADN-ul misionar și o chemare misionară. Și când am venit în Oltenia, am învățat din mers și noțiuni teologice și noțiuni practice în ce privește misiunea. În 2003, cu o echipă misionară, am început o biserică în Drăgănești, Olt, care într-un fel a actualizat viziunea Domnului Iisus transmisă în Fapte 1 cu 8 ucenicilor, și aceea de a fi o mărturie, o mărturie a lui Hristos la nivel local, zonal, național și chiar global. Și la vremea respectivă coordonam o echipă de 5 persoane și înainte să începem biserica spuneam trebuie să avem o mentalitate globală, nu numai locală. Și așa s-a dezvoltat biserica din Drăgănești cu o mentalitate și cu o viziune locală și globală în același timp. Când zic globală, ne referim și la misiunea în țările balcanice, avem călătorii în țările balcanice, în special între români și vlahi, și chiar și între bulgari, sârbi și alte naționalități. Și am zis, asta e porția noastră în ce privește alte națiuni. În țările balcanice, că suntem aici aproape. Și cred că fiecare generație ar trebui să actualizeze Fapte 1 cu 8. Noi așa am înțeles că trebuie să dezvoltăm echipe misionare care să împărtășească Evanghelia și echipe care să planteze biserici. Ăștia suntem la momentul de față o comunitate misionară cu peste 30 de misionari. Unii întorși la Domnul și s-au dezvoltat aici local, indigen, ca misionari. Alții au fost recrutați din alte părți ale țării sau chiar din alte țări. Și în momentul de față suntem constituiți ca o comunitate misionară cu scop de a vedea Evanghelia răspândită în sudul României, în țările balcanice și a răspândi nu numai în planul fizic, dar și în cel online. Ideea sau conceptul de saturare este o valoare pentru noi. De la Faptele Apostolilor din Ierusalim, unde chiar și dușmanii Evangheliei au recunoscut că ucenicii au saturat cu învățătura lor Ierusalimul și apoi ideea de răspândirea cuvântului în Samaria și până la marginile pământului e tema principală a cărții Faptele Apostolilor. Și noi am gândit că trebuie să actualizăm acest flux, acest spirit de a satura, de a duce Evanghelia, de a ne asigura că Evanghelia ajunge la fiecare persoană în zona noastră de influență. Ne puteți găsi pe împreunanmisiune.ro, acolo se poate afla mai multe despre cine suntem noi ca o comunitate misionară. Mulțumesc mult! Atunci când vorbim despre misiune online, evangelizare online, aș vrea să vă întreb dacă poate fi transmisă Evanghelia online. Noi discutăm aici că ar fi o posibilitate. Poate oare Evanghelia fi transmisă online și cum ar putea fi transmisă și pentru că știu că România a dezvoltat o strategie pentru asta. Nu știu dacă ați avut înainte de pandemie sau pandemia v-a forțat, așa cum ne-a forțat și pe mulți să schimbăm anumite metode pe care le folosim în lucrarea bisericii. Vreau să le spuneți dacă e posibil și cum anume. Da, cu D mare și A mare este posibil și recomandat. Într-adevăr, înainte de pandemie, încurajam în
sesiunile și seminariile de echipare practic, mergeam pe teren și arătam, demonstram celor care veneau la seminar cum se face o evangelizare cât mai directă și eficientă și plăcută, nu agresivă, intenționată, neagresivă și au văzut rezultatele, dar în timpul seminarilor tot timpul am încurajat credincioșii, tineri, adulți, vârstnici chiar, să folosească mediul online. Și eu personal am folosit ani de zile în diferite feluri, dar de anul trecut, de când a venit pandemia, chiar am avut pregătite agenda cu o serie de evenimente, de ieșiri în evangelizare, de instruiri, de conferințe și dintr-o dată ne-am trezit că suntem blocați și nu mai avem voie să mergem în afară și ne-am uitat puțin în jurul nostru și imediat am trecut pe partea online, la început folosind Zoom-ul pentru echipare și instruire și chiar în anul acesta de pandemie am avut mult mai multe instruiri decât le-am avut fizic, pentru că a fost mai ușor, dar nu atât de eficient și de practic și pe măsură ce am experimentat Zoom-ul, apoi am trecut într-un mod intenționat să facem evangelizare în mediul online, am văzut că tinerii și credincioșii au început să se deprindă și mai ales cei care, așa cum este soția lui Raul sau cum suntem noi sau partenerii noștri, colegii noștri, care obișnuiau să evangelizeze săptămânal sau zi de zi, au trecut imediat pe mediul online folosind Facebook-ul, YouTube-ul, Instagram-ul, Messenger, TikTok-ul, Zoom-ul, Telegram, Viber și fiecare se descurcă într-un mod mai eficient pe anumite unelte online, să spun așa. Deci da, se poate face, am experimentat. Și poate în emisiunea asta o să și povestim despre o modalitate foarte bine pusă la punct, cum poți să ajungi la ce segment îți dorești din orice loc, colț al lumii. Deci ați avut în vedere această dimensiune înainte de pandemie, înțeleg, în dorința de a duce Evanghelia la toți oamenii, exact acolo unde se află ei și unde sunt pe online, o generație care este pe online. Și acest lucru s-a intensificat odată cu venirea pandemiei, cumva punerea în aplicare acestei strategii a fost, să zic, ați fost împinși de la spate, spuneți. Dacă vreți să ne spuneți puțin cum anume ați făcut evangelizare online și după aceea ne vom uita și înspre Oltenia să vedem cum au aplicat ei în mod specific anumite strategii pentru evangelizarea aceasta în online. Cum ați făcut sau cum instruiți pe ceilalți prin România să facă evangelizare online? Acum o să mă refer specific doar la metoda asta de folosind platforma Facebook. Pot să dau și mici ilustrații și detalii și de pe celelalte platforme online, dar acum referindu-mă strict la platforma Facebook, am făcut un afiș de publicitate, tot online, un banner online, care l-am trimis la mai mulți lideri, prin care am încurajat credincioși să vină la o întâlnire în care am discutat proiectul evangelizare online. A doua întâlnire a fost o întâlnire de echipare în evangelizare cu cele patru etape de conectare și acolo am avut mai multe lecții cum să ne conectăm, cum să intrăm în discuție cu oamenii, cum să fim sensibili, să ascultăm, să identificăm nevoia și să identificăm nevoia despre apropierea de Dumnezeu sau cunoașterea lui Dumnezeu. Apoi a doua parte de instruire propriu-zisă cum vestesc Evanghelia, având toate elementele necesare ca omul să înțeleagă modul în care el poate să se împace cu Dumnezeu și să înțeleagă vestea bună și avem o metodă de evangelizare prin 5 pași, 2 întrebări de diagnosticare. Apoi partea a treia, după ce o persoană
prin, de data aceasta folosind ManyChat-ul și Messenger-ul, a înțeles Evanghelia și prin scris primești feedback și scris și așa mai departe, treci la partea a treia de decizie. Dacă persoana a înțeles și Duhul lui Dumnezeu provoacă și apoi tu manageriezi în legătură cu Duhul Sfânt această conversație și simți că persoana poate să meargă mai departe și dorește să se împace cu Dumnezeu, mergem în etapa a treia de predare și apoi câteva sfaturi de consolidare, de creștere spirituală și, bineînțeles, mulți dintre cei cu care discutăm online vor ca să ne contacteze și telefonic și apoi fizic și așa mai departe. Deci avem partea asta de echipare și mai avem încă un Zoom de instruire cum folosim ManyChat-ul pe platforma Facebook. Și îi echipăm specific cum să intre în legătură cu persoanele care intră pe platformă, cum să meargă de la nevoile lor, să identifice nevoia de Dumnezeu și, cum v-am spus, până la contact telefonic și o întâlnire personală față în față cu cei ce au nevoie. Și cum funcționează asta? Este o poză cu reclamă care este pusă pe Facebook și atunci selectăm orașul sau zona și putem să selectăm și vârsta, categorie de vârstă și meseria dacă vrem. Deci putem să mergem până în detalii. De exemplu, ce am făcut noi și vă dau exemplu cu Timișoara, această reclamă a fost văzută de peste 30.000 de persoane. Ce face persoana care vede, dacă îi pare interesantă? O întrebare uimitoare, de exemplu, a fost reclama pe Facebook. Dă un click pe, pe acel poster, apoi poate să deschidă un filmuleț. Noi am rulat un filmuleț din viața Domnului Iisus Hristos cu vindecarea orbului Bartimeu și după ce a vizionat filmulețul, doar cine vrea vizionează filmulețul, undeva la, cred că peste 100 și ceva de persoane sau mai multe persoane au vizionat filmulețul, apoi apare o întrebare la care răspund și întrebarea suna ceva de genul: din film, dacă ai avea ocazia să stai față în față cu Domnul Iisus și i-ai cere, ar vrea să-i cer ceva, ce anume i-ai cere? Și omul răspunde la întrebare și apoi are posibilitatea să intre în camera cu consilieri în discuții. Și dacă apasă și butonul acela, intră în discuție cu noi. Noi pregătim să fim nu foarte mulți, dar și nici foarte puțini consilieri care suntem pregătiți să preluăm persoanele care intră cu noi în legătură pe chat și bărbații, băieții iau bărbați, băieți, femeile, fetele iau femei sau fete. Și de acolo pornim aventura frumoasă și fiecare consilier ia 1, 2, 3, 5, am avut o consilieră care a luat 12 fete pentru că a avut munca de birou și a fost puțin mai la îndemână să poarte conversațiile cu fiecare. Toată povestea asta poate să dureze o zi, două zile, trei zile, patru zile și pentru fiecare persoană care intră în legătură cu noi prin ManyChat, plătim o taxă Facebook-ului. Deci este o metodă care costă, o plătim, este foarte creativă, îți selectezi zona care vrei și în felul acesta putem să echipăm și alte comunități, alte biserici, alte grupuri misionare să fie eficiente și în evangelizarea aceasta online. Și rezultatele, poate să vorbim puțin mai târziu, că rezultatele sunt chiar miraculoase, spectaculoase, într-un timp așa de scurt și fără să te deplasezi și să ai costuri majore. Dar preferăm să ne deplasăm, preferăm să avem întâlnire față în față, dar folosim și mediul online. Asta a fost un exemplu de evangelizare în mediul online. Deci este un va trebui, există niște costuri pentru care trebuie alocate niște resurse financiare care trebuie alocate pentru ca să se poată face o targetare pe o anumită audiență, în așa fel încât să se ajungă la acea audiență, dacă am înțeles bine.
Da, acum depinde cine o să vizioneze emisiunea asta, dar dacă o să vizioneze persoanele pasionate să replice acest mod de evangelizare, costurile în comparație cu orice am compara sunt foarte mici, cu rezultate foarte mari. Și știu ce spun pentru că coordonez și o echipă națională, sunt în legătură cu pastori, cu biserici, știu ce înseamnă un buget de administrare a unei organizații sau unei biserici sau unei deplasări misionare, dar toate sunt bune, dar mediul acesta online și costurile sunt mici în comparație cu multe alte activități de biserică, să spun așa. Deci, cu alte cuvinte, așa cum în educație, într-un fel, educația online aparent reduce costurile, că aici e o întreagă discuție pe tema educației, la fel și aici se pot reduce anumite costuri legate de deplasare și de alte costuri care ar fi atunci când organizezi o evangelizare. Dar poate să revenim la acest aspect și după aceea să discutăm și despre alte modalități. Aș vrea să-l întreb pe Raul dacă poate să ne spună cum au aplicat ei în Oltenia această evangelizare online și pe aia o să revenim și cu celelalte instrumente pe care le avem pe lângă Facebook și alte precizări. Deci, cum ziceam înainte, focalizarea noastră este evangelizarea și plantarea de biserică. În 2019, de la Drăgănești, împreună cu soția și alții, la finele lui 2019, ne-am mutat la Craiova cu scopul de a începe o biserică în Craiova. Acum, este deosebire între a începe o biserică cu un grup de inițiativă din localitate, unde ai o infrastructură relațională și o vechime. Oamenii au o istorie, au relații. Noi, ca echipă misională, nu avem așa ceva. Nu avem capitalul ăsta de încredere. Și atunci noi trebuie să generăm capital de încredere prin diferite proiecte pentru comunitate. Vă dați seama, în decembrie 2019 ne-am mutat. Am închiriat o sală centrală, chiar în oraș, în centrul orașului, și după 3 luni de zile a venit pandemia. Ne-am trezit o echipă care nu are o istorie mare în oraș, în fața unei limitări mare, aș putea spune, toți oamenii s-au dus în casă. Și ne-am trezit noi, că ne-am mutat în Craiova să începem o biserică, dar oamenii erau în casele lor, nu erau acolo unde noi am fi vrut, într-un context relativ face. Suntem cunoscuți, să-i slujim, ca să obținem, cum ziceam, capitalul de încredere. Și atunci singura noastră posibilitate a fost să mergem unde sunt ei, în spațiu online. Nu am avut performanță, nu am avut experiență, dar am fost constrâns, să zic așa, de situație să ne mutăm în spațiu online și din mers am învățat câteva lucruri. Că într-o zi cei de acolo din online vor dori să se întâlnească cu noi. Deci trebuie să fim noi, nu alții. Nu o să redistribuim, ci o să le oferim ceea ce suntem noi. Adică mesajele noastre, logo-ul nostru, valorile noastre, gândirea noastră, explicarea noastră a Scripturilor și nu a altora. Ei se vor întâlni după ce se termină pandemia cu noi. Și trebuie să vadă un noi real, nu un noi luați din altă parte și dați la ei. Deci nu predicere altora, ci predicele noastre, la limitele, la posibilitățile noastre. Pentru că scopul nostru era foarte clar, să mergem cu Evanghelia în Craiova, să ajungem la ei, ca și cum s-ar fi întâlnit ei cu noi. Și am început cu o pagină de Facebook, la început era vreo 50 de persoane care au dat like-uri și a ajuns la peste 2000, apoi și un grup de Facebook. Am postat la început mărturii în simplitate, dar lucrul acesta a atras. Și din nou a ajuns la peste 2000 de persoane care s-au înscris în grupul respectiv
Și cum ziceam, majoritatea erau din Craiova, pentru că acesta era targetul nostru și în special ne duceam la cei care n-au o cultură religioasă evanghelică, să zic așa, și care nu au o interacțiune directă cu Scriptura. Și vreau să folosim termeni accesibili pentru ei și un Hristos personal, așa că și limbajul nostru era cât se poate de generic, să zic așa, nu extrem de sofisticat sau folosim termeni care apoi trebuia să le explicăm, ci cât mai accesibil, un Hristos accesibil pentru toți. Așa că pagina de Facebook cu brandul nostru, cu exact cine suntem noi, să ne cunoașteți prin intermediul online, că va veni o zi când ne vom putea cunoaște și direct. YouTube și grupul de Facebook, mai apoi a apărut și Instagram. Dar în principal am vrut să ducem valoarea noastră principală, Evanghelia, într-un context în care oamenii aveau nevoie de o Evanghelie simplă și clară. Și interacțiunea pe Facebook cu persoanele din Craiova ne-a dus și la o interacțiune, adică oamenii ne-au văzut și unii au început să vină la întâlnirile noastre când lucrurile s-au mai relaxat. Un alt lucru esențial care l-am văzut și ne-a ajutat pe noi să avem un calendar, o programare. Adică în fiecare săptămână postam pe pagina de Facebook calendarul săptămânii. Ce va fi în săptămâna respectivă, la ora cutare va fi postat un devoționar, un psalm, un mesaj, un cântec, cântecele noastre, mesajele noastre, totul era al nostru. Și pentru asta trebuie să, așa cum spunea și Daniel, trebuie să regândim strategia noastră, să alocăm resurse umane și resurse financiare, pentru că pentru a aduce oarecum performanță în calitatea, să zic, mesajelor și a editării, trebuia să găsești oameni, să-i plătești la un moment dat. Că oamenii îți fac unele servicii odată de două ori, dar dacă dezvolți o rutină și să oferi oamenilor, da, noi suntem serioși, noi vrem ceva bine, noi suntem aici pe termen lung, atunci trebuie să faci investiții financiare și să ai grijă de oameni, să-ți formezi o echipă și în felul ăsta am dezvoltat o echipă, resurse umane, resurse financiare. Am ieșit în oraș în spațiu online, iată, mai cred că avem peste un an jumate și am văzut oameni care au răspuns, au venit din cauza că ne-au cunoscut acolo. Și chiar spunea cineva, văzându-vă pe Facebook, ascultându-vă, ne-am dat seama că sunteți oameni normali. Sunteți oameni normali, sunteți ca noi și vrem să vă cunoaștem, vrem să cunoaștem cum sunteți. Asta e ideea, că suntem oameni normali care au nevoie de Domnul Iisus și vrem să-L împărțim pe Domnul Iisus cu alți oameni normali, civilizați, care au valori frumoase în viața asta și vrem să-L ducem pe Domnul Iisus în felul ăsta. Deci a spune, esențial pentru noi a fost brandul, un brand al nostru, nu al altora. Materialele erau producție proprie, în limitele noastre. Și un alt lucru, să le dai oamenilor o planificare, ca la TV, un calendar. Să le spui, uite, suntem aici săptămâna asta, asta puteți viziona, asta puteți vedea. Da, mulțumesc mult, foarte interesant modul în care ați pus această strategie și cred că este o sursă de inspirație pentru mulți cum ar putea să facă și aș vrea să revenim în câteva minute și legat de rezultate și de alte precizări. Dar poate că înainte de a vorbi de asta, aș vrea să ne întoarcem la domnul Daniel Cociuba și să vorbim puțin despre ce alte mijloace am putea folosi pe lângă Facebook. Acum
cine ne ascultă trebuie să înțeleagă că noi nu suntem, noi folosim mijloacele, nu le analizăm. Deci noi folosim mijloacele, sunt diferite păreri vis-a-vis de un instrument, o platformă de conectare în spațiu online, dar noi vrem doar să analizăm din perspectiva evanghelizării. Ce puteți să ne spuneți despre alte mijloace pe care le-ați folosit? Un lucru frumos care s-a întâmplat în ultima perioadă de peste un an, am început să legăm parteneriate și să ne ajutăm reciproc cu cei care știu și altceva decât cu ce am fost noi obișnuiți. Și învățăm unii de la alții. Noi, dacă avem valoarea și principiile împărtășirii, evanghelizării, uceniciei, îi învățăm pe alții, alții ne învață pe noi și ne ajutăm reciproc. Și atunci acum am folosit parteneriatele acestea. De exemplu, în dorința aceasta de evanghelizare online, ManyChat-ul pe platforma Facebook, despre care am vorbit mai devreme, a venit prin parteneriat cu cei din Republica Moldova, de la CRU Moldova. Și chiar ei au făcut un gest foarte frumos, ei ne-au plătit prima evanghelizare în mediul online, ca apoi noi să căutăm resurse, să avem și să dăm și la alții și în momentul de față avem să dăm și la alții și să ajutăm și pe alții pentru cel puțin 3 sau 4 evanghelizări online pe platforma Facebook. Apoi ne-am împrietenit și am dezvoltat relații de prietenie cu echipele care filmează într-un mod profesional. Și împreună cu ei am făcut filmulețe motivaționale și de echipare și de evanghelizare și mărturii personale care le-am plasat atât pe YouTube, Facebook și au fost transmise și de alții în cercul lor de influență. Am observat și am descoperit că prin echiparea eficientă a credincioșilor îi putem încuraja să dezvolte cercul lor de influență prin transmiterea mesajului folosind Messenger-ul, Facebook-ul, WhatsApp-ul și chiar cei care fac evanghelizare după ce îi evanghelizează și cei care sunt deschiși să țină legătura cu ei fac grupuri pe Facebook, pe WhatsApp, pe Instagram și în felul acesta continuă și procesul uceniciei. Chiar dacă pe mediul online evanghelizarea este mai puțin costisitoare, ucenicia rămâne costisitoare și ucenicia va trebui să rămână costisitoare. Chiar dacă folosim mediul online, nu diluăm Scriptura. Scriptura trebuie să rămână integrală, întreagă, completă și prin instruiri și evanghelizări vrem ca să ducem valoarea asta completă, să nu diluăm nimic. Apoi sunt băieți mai creativi și profesioniști care folosesc TikTok-ul. Acolo ei produc filmulețe foarte scurte, foarte creative, tematice și cu impact. Evanghelistice, pentru că dacă pe TikTok poți să pui orice și tot ce vrei și ce nu vrei găsești acolo, tinerii credincioși care sunt creativi fac aceste filmulețe scurte, motivaționale. Și în felul acesta folosim toată platforma online, învățând unii de la alții, fiind creativi și să nu postăm doar anumite lucruri care spunem noi mai ieftine, mai diluate, ci să fie profunde, să fie clare, mărturii, mesaje scurte, motivaționale, cu scop evanghelistic. Și cei care fac evanghelizare în mediul online creează aceste grupe și sunt conectați folosind și încurajăm pe toți să folosească mediul online în direcția aceasta a împărtășirii Evangheliei, a ucenicizării, a creșterii spirituale, a consolidării credinței celor care aud Evanghelia sau cu care suntem conectați. În felul acesta folosim cât mai multe din platformele acestea care ne le oferă online. Deci a spus că este vorba de Facebook, TikTok,
în spatele acestor rețele sau pentru a produce conținut pentru aceste rețele este nevoie, cum spunea și Raul, de o echipă, de oameni care sunt profesioniști, oameni care au abilități pe această linie și ați produs aceste materiale și ele au fost folositoare celor care au avut acces la ele. Acum vreau să vă întreb, înainte de a trece la un alt subiect, de unde știți, acum pe Facebook este posibil, de unde știți câți v-au urmărit, cum măsurați, să zic așa, impactul acestei lucrări? De exemplu, pe YouTube se poate urmări câți te urmărești, câți vizualizează, chiar sunt comenturi și primești telefoane sau aprecieri, sau când călătorești și în alte zone sau când interacționezi cu alți oameni, ei spun, am urmărit, am văzut emisiunea, mi-a plăcut, foarte frumos, mi-a plăcut mărturia care ați făcut-o, mi-a plăcut filmulețul, mi-a plăcut acțiunea respectivă, dar ele se pot urmări, însă partea de rezultat ține tot de fiecare credincios în parte. Și noi echipăm credincioșii în așa fel încât nu doar să deschidă uși, nu doar să se oprească la proclamarea Evangheliei, dar să vadă și mai mult dacă persoana își dorește să facă un pas în a se păca cu Dumnezeu și cine dorește este preluat, învățat, să fie preluat pentru a fi crescut și integrat într-o comunitate, într-o biserică din oraș sau o biserică locală. Ține tot de echipare, ține de ucenicie, ține de sfătuire, ține de conectare permanentă. Nu ai făcut un filmuleț, l-ai postat undeva și ai zis am rezolvat, am făcut evangelizare și aici mă opresc. Nu, este o mișcare continuă și încă ceva aș mai vrea să spun, apreciez fiecare organizație și fiecare echipă care pot să adune resurse să aibă echipament complex, dar chiar și cu un telefon, o filmare scurtă, clară, concisă, poate să fie folosită, dar recomandăm să fie mesaje calitative, să nu fie ceva ușor, ceva ieftin, să fie calitativ, să fie curat, să fie clar și să nu se trimite la oricine. Recomand să identifici persoanele deschise și într-un fel să nu fii agresiv, dar când pui pe mediul online, acolo vede toată lumea, cine vrea citește, ascultă, cine nu, nu, dar avem multe din mesajele postate, vizionate de mii și zeci de mii și sute de mii de oameni. Asta e ceva extraordinar, mai ales când am făcut ultimul eveniment live înainte de pandemie, Drumul Crucii, în Moldova, Republica Moldova, cu ajutorul unei echipe, peste 2 milioane de vizualizări. A fost ceva extraordinar. Foarte frumos. Și lucrăm, da, lucrăm la aspectul ăsta să transmitem lucruri calitative și recomandăm asta. Deci, din câte înțeleg, cu toate că discutăm de un alt mediu, nu putem da la o parte câteva principii fundamentale, și anume un conținut clar, un conținut prezentat într-un mod frumos, centrat pe Evanghelia Domnului Iisus Hristos și nu pe alte lucruri, și în același timp relația. Chiar dacă relația aceasta este diferită de mediul real, fără relație, doar mesajul nu este suficient, ci trebuie să fie însoțit de o relație și anume această relație se realizează folosind mijloacele de comunicare. Aș vrea să-l întreb pe Raul cum li s-a părut celor care v-au văzut prima dată după ce v-au văzut în online. Dacă tot discutăm de relație, care a fost impactul așa? Ați făcut pe online, ați început să întâlniți persoanele. Cum ați făcut lucrul acesta? Deci am terminat poate cu online, nu ați avut ceva online. Bun, acum ați trecut la partea față în față și la relația directă. Deci, cum ziceam înainte, noi măsurăm rezultatele plecând de la ideea asta, ce face și ce nu face online. Ce să așteptăm de la
activitatea online și ce să nu așteptăm de la ea. Ne delimităm și selectăm foarte clar și atunci știm să avem un echilibru în privința asta. Deci ne-am făcut o echipă de cei care produc materialele, cei care editează materialele și cei care distribuie materialele. Cei care distribuie materialele ca măsură de valoare era să ajungă la un 2000 de reach pe oameni care se atingă pe 2000 pe zi. Asta era un target care îl ținteam. Dar exact cum a fost și spuneam de Faptele Apostolilor, unii auzeau, de exemplu, în Fapte 16, în timp ce Pavel era în Efes, spune Biblia ca un rezultat al echipării lui în Efes, toți oamenii din Asia cunoscută de atunci, au auzit Evanghelia, spune Scriptura acolo, un rezultat al echipării lui. Și noi am văzut că oamenii trebuie să audă, dar oamenii trebuie să primească, că oamenii și-au primit Evanghelia. Și pornind de la principiul ăsta, principiul funnel sau al pâlniei, noi am zis așa, mergem cu Evanghelia în spațiu online și aceia pe care Duhul lui Dumnezeu îi pregătește pentru a primi Evanghelia, îi va aduce la noi pentru că vor vedea și mesajul nostru și modul în care gândim. Și așa măsurăm, prin câți au auzit și câți au primit. A primi înseamnă că deja ei cochetează sau oarecum sunt deschiși pentru mesajul Evangheliei și vor să ne cunoască. Și când au venit aici să ne cunoască, de exemplu, recent, chiar ultima duminică, o studentă de la medicină, după ce ne-a întâlnit în spațiu online și a zis, sunt oameni ca noi, îmi spunea duminică dimineața, Scriptura e atât de normală, atât de naturală, atât de umană, e aproape de noi. Și oarecum nu a văzut discrepanța între cine suntem în spațiu fizic și cine eram în online. Și tocmai asta e ideea, că să avem și în spațiu online exact același mesaj și să fim exact aceiași oameni ca și în viața, interacțiunea fizică. Și dacă accentul în spațiu online este pe mesaj și ce le spune oamenilor, în spațiu fizic e pe aplicarea mesajelor și duce mesajul în relații. Uite cum trăim noi, ce gândim, cum zâmbim și ne mutăm de la evangelizare la ucenicie bazată pe relații, o ucenicie ca mod de viață. Ai menționat un lucru foarte important pentru a așa nu să fie făcut și anume să nu încercăm să cosmetizăm lucrurile în online în așa fel încât oamenii atunci când se întâlnesc cu realitatea să se sperie de ea. Pentru că online-ul sau tehnologia îți permite cosmetizare. Îți permite să faci lucrurile normal, că dacă avem tehnologia, nici nu mai greșim așa mult în vorbire, mai edităm, mai tăiem, mai punem lumina altcumva, pe când asta nu înseamnă să facem materiale de proastă calitate, dar înseamnă să fim noi. Și cred că avertismentul ăsta este cumva foarte important pentru cei care doresc să ducă Evanghelia în acest spațiu. Nu știu, cred că mai vrea să spui ceva, scuze că am întrerupt, dacă... Deci ziceam că oamenii care au venit și ne-au întâlnit, ne-au găsit că așa cum eram și ce spuneam acolo, așa suntem în viața de zi cu zi, suntem o comunitate care îl iubește pe Domnul Iisus, îl înalță pe Domnul Iisus, s-au bucurat. Cred că am avut un singur sau unul sau două cazuri care n-au mai revenit, dar în general, cei care au venit din spațiu online și s-au întâlnit cu noi au rămas și este bine. O veste bună, o bucurie pentru cei care nu iubesc mediul online, nu-i obligăm să-l iubească, dar totuși dă rezultate. Și acum m-aș muta la domnul Cociuba și să vă întreb ce rezultate ați remarcat în, nu doar în echiparea
prin online, dar mai mult în evanghelizările prin care ați fost implicați cu diferite biserici, ajutând diferite biserici. Aș aduce două cazuri. De exemplu, unul din echipa noastră are un target, dacă tot vorbeam de targete, cel puțin o persoană evanghelizată pe zi și în perioada aceasta n-a avut ce să facă decât a luat Facebook-ul, toți cunoscuții și necunoscuții la rând și zi de zi în mediul online a făcut evanghelizare, care ia puțin mai mult timp pentru că începi cu mesajele scrise până te conectezi telefonic și așa mai departe. Și spre bucuria noastră și bucuria cerului au fost multe persoane care și-au predat viața Domnului și din mărturia lui undeva la 4-5 persoane au fost și botezate și integrate în biserica locală. Un alt exemplu este de la acel ManyChat care l-am experimentat cu echipa aici la Timișoara. Din acele 10.000 care au văzut postarea, au intrat undeva între 60 și 90 de persoane în ManyChat cu noi și 8 persoane și-au predat viața Domnului și apoi a trecut în responsabilitatea fiecăruia personal să țină legătura cu el. Și chiar săptămâna trecută unul din prietenii mei a și făcut un a cerut puțin ajutor pentru achiziționarea unei biciclete pentru unul din băieții care și-a predat viața Domnului și a intrat în legătură cu noi. Și exemplele sunt mai multe, biserici care folosesc postări și filmulețe și reclame online, care vin vizitatori la ei la biserică și rămân, se integrează și așa cum spune Raul, cine vine și vede ceea ce este pe online și vede și fizic, live, real, conștientizează că da, ceea ce vorbim aia facem. Și recomandăm și noi, și eu sunt de acord cu voi toți ca să spunem complet și corect și biblic tot, să nu cosmetizăm. Pentru că Evanghelia trebuie spusă curată, clară, cu franchețe, dar să și folosim creativitatea și iată că sunt multe rezultate și nu le știm pe toate. Noi echipăm, instruim, încurajăm pe oameni, le dăm tot felul de unelte, metode, sugestii care le pot folosi, dar nu culegem toate informațiile, dar Dumnezeu lucrează, e la lucru și se folosește și de noi și de mulți alții. Aș vrea să-l întreb pe Raul, știu că unele biserici au văzut că este o metodă online pentru această perioadă, dar unii nu sunt siguri că este și o metodă pentru viitor. Spun, este o soluție de avarie și vom rămâne și o vom trata ca o soluție de avarie, pandemia va trece și vom reveni la ceea ce am făcut înainte. Cum vedeți voi, cei din Oltenia și tu ca și pastor și cealaltă de acolo, mai continuați cu online-ul și dacă se duce pandemia? Sau este doar o metodă care a fost folosită doar pentru o perioadă? Nu am un răspuns exhaustiv, complet, dar așa, ce văd în momentul de față, deja este parte din viața omului. Online-ul este parte din viața omului. Să zic așa, pandemia l-a activat, l-a amplificat și deja s-a implementat. Nu-l mai poți scoate din viața omului. Și atunci, noi avem de nevoie de relații normale, dar și să mergem cu Evanghelia acolo unde sunt oamenii. Dacă o porție din timpul omului este în online, eu vreau să fiu acolo cu Evanghelia în timpul acela, la el. Așa că nu va fi același timp alocat online-ului, dar va fi spațiu alocat online-ului și nu cred că a fost doar o paranteză în viața noastră misionară, ci devine o valoare și o metodă de evangelizare și de a duce mesajul Evangheliei. Mulțumesc mult! Avem câteva minute până la încheiere. Dacă o biserică dorește să se echipeze, să-și echipeze membrii în a folosi și acest instrument pentru ducerea Evangheliei, ce ar trebui să facă? Și cred că România are răspunsul, așa că vă ascultăm. Ce ar trebui să facă, cum să vă contacteze,
ce pași ar trebui să facă pentru a ajunge la această echipare? Ne puteți găsi pe EE România și acolo câțiva dintre noi avem și contactele și numărul de telefon, ne sunați și apoi facem în felul următor. O discuție cu liderul sau cu păstorul sau cine vrea ca să inițieze acest proiect, discutăm pașii necesari și atunci aducem pe platforma Zoom un număr mai mic sau mai mare de tineri, credincioși, adulți, vârstnici care vor să fie echipați și atunci avem două sau trei întâlniri. Prima întâlnire de informare și de entuziasmare și de motivare, apoi următoarea întâlnire cu echipare specifică cu cele patru etape ale uceniciei și apoi o instruire cum vom demara proiectul. Câte zile, pe ce arie, ce grupă de vârstă, poate ce meserii vom aborda, dacă vom aborda medicii sau doar studenții sau oricine, în funcție de asta stabilim și facem, targetăm grupul de vârstă, grupul țintă, ne echipăm cum vom folosi unealta pe platforma Facebook Manichat. Acolo avem profesioniștii care sunt buni pe partea asta, care îi aducem pe platforma Zoom, ei ne vor explica cap-coadă ce trebuie să facem, cum trebuie să procedăm, cum deschidem programul, cum intrăm în acel program. O să facem și un test dacă putem să ducem o conversație și o discuție și o prezentare a Evangheliei cap-coadă și îi dăm drumul. Planificăm, ne echipăm, targetăm grupul țintă, stabilim data sau dățile când facem, stabilim și suma, că dacă să zicem punem, hai să vorbim acum în dolari de exemplu, dacă punem target $200 și ne oprim la $200, asta înseamnă că putem să aducem undeva la până 60 de persoane pe platformă în urma reclamei și așa mai departe. Bisericile care au posibilitate mai mare se pot întinde mai mult sau mai puțin. Și eu zic că în felul acesta putem să facem treabă, dar ce e important de reținut și să știe toți care văd această emisiune. Este realizabilă, este foarte practică, foarte ușoară, în schimb va trebui să ne asumăm costul uceniciei. Avem oameni din biserici care spun, nu ne place evangelizarea asta personală și de ce? L-am întrebat pe unul în mod deosebit. A spus, implică responsabilitate atunci când cineva își preda viața Domnului și trebuie să mă ocup de el pe termen mediu și lung. Și nu pot să-mi asum asta. Nu e biblic ce a spus această persoană, dar am apreciat că a fost sincer. Și atunci trebuie să îi echipăm pe credincioși să își asume, așa cum primim binecuvântările de la Dumnezeu, să ne asumăm și responsabilitățile care le avem de la El, să ducem Evanghelia până la marginile pământului. Mulți dintre noi preferăm evangelizarea față în față, într-un mod live, personal, dar când nu se poate, trebuie să folosim și mediul online. Mulți dintre noi l-am folosit în trecut, dar așa cum spunea și Raul, perioada asta a intensificat, s-a implementat și nu o să scăpăm de ea și atunci trebuie să știm să o folosim cât mai bine, cât mai eficient și să fim atenți la ce se întâmplă în jurul nostru. Vă mulțumesc la amândoi pentru faptul că ați fost parte cu noi la această discuție și pentru modul în care Dumnezeu v-a folosit chiar în această perioadă și vă va folosi în continuare să mergeți acolo unde sunt oamenii și unii dintre ei sunt pe online, unii n-au curajul să pășească într-o biserică, să se închine, să-L caute pe Dumnezeu, au nevoie de a duce noi acolo Evanghelia și vă mulțumesc în seara aceasta pentru tot ceea ce ne-ați prezentat, pentru experiență și de asemenea vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați arătat că trebuie să punem Evanghelia mai presus decât mijloacele. Mijloacele trebuie să slujească Evangheliei și dacă ai iubire pentru Dumnezeu, vei folosi acele mijloace și te vei pune la dispoziția lui Dumnezeu cu orice lucru pe care îl ai, în așa fel încât Iisus Hristos și lucrarea mântuirii Lui să fie cunoscută. De aceea, în seara aceasta, vă mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit și nu uitați,
mesajul Evangheliei lui Iisus Hristos trebuie să-l primim și să-l ducem și la alții. Facă Dumnezeu ca toți să facem lucrul acesta și vă doresc tuturor o seară bună și la revedere!